Salutare tuturor, eu sunt Alex și v-am găsit la un nou clip de Brawl Stars, cel mai special de până acum. Înainte de a începe acest videoclip, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem 30 de like pe acest videoclip. Dacă te sunt pe canal, dați și un subscribe și să apăsați și pe clopoțel ca să vă vină notificările. Și fără prea multă vorbă, am aici 39 de Brawl Box-uri, 2 Big Box-uri și am aici un Mega Box. Dacă ne pică ceva, posibil da. De ce tot timpul să mă fie o notificare când filmez? Să ne vede cineva mesaj, nu știu. Ok, deci le deschidem ușor pentru că nu vreau să mă grăbesc. Nu vom juca la solo sau la astea, vom juca la nouăle, la eventul ăsta cu robot pentru că o să-mi vin etichete. Așa, deci, brawler care aș vrea ar fi Spike sau Leon, de la Mythic Tara, vreau Ricochetus și de la Epic ce mai mult mi-aș dori pe Pam sau pe Piper, nu știu. Începem cu big box-urile. Mamă, ce-am crezut că am dat prima dată. 8 gemuri, mamă câte gemuri mi-a dat. Așa că se încarcă, bam. 11. E brawler. A, nu, e fac, bă. Ce credeam prima dată că e brawler, că îmi picase ce câteva. Da, să ne uităm aici la... Puteți veni și aici în clanul nostru. După cum vezi, avem 9100 trofee. Puteți veni aici, Forța Roa, aici ne găsiți. Hai să mă uit pe shop, să vedem șansele. Unde-i mă cufărul? Ah, uite-l aici. La Legendary Brawler 0.062672, Mythic 0.2496 și Epic Brawler 0.54 de super rare Brawler. Bă, măcar să-mi pice ricoșetul. Măcar ricoșetul. Hai, te rog. Frank, ce mai vrei de la viață? Mi-a picat o epică. Bine, fraților, bine. Hai, că începem bine. Hai, mă. Așa. Bulnita. Bă, hai, mă, încă un brawler. Trebuie să ne pice mai mulți. Măcar, dacă nu, 3, să ne pice 2, adică... Dynamite. Bă, oricum o să ne pice foarte multe, o să putem bănuți și putem agrada foarte multe caractere după acest opening ăsta. Hai, hai, hai. Mi-a puncte pe Frank care este foarte nice. Hai. Hai, fate, nu mai atâtea îmi dai, numai atât de puține, dăm și mie măcar bani mai mulți, bă. Un tichet, ok. Tate așa că vreau să văd cât mi-a scăzut șansa după ce mi-a picat un brawler, stați. Să văd cât ce... Să mă văd ce șansă am acum. Mult mai mică, la... Mult mai mică. Ok, hai că mai avem 31, deci trebuie să ne pice. Bă, da, deci nu mai înșandă. Hai, te rog, te rog, te implor. Bă. Puncte pe Crow, nice. Am dat battle, nu? Putem... Hai, mă, ieși. Nu te crezi, stați așa. Stați. Ok, hai că am revenit, am ieșit din meci, nu știu ce s-a întâmplat, în fine. Bă, deci numai așa îmi dă, măcar mi-a dat puncte pe Frank, dar așa. Și un event ticket, bă, frate, hai. Dar vă vedeți că, deci nu știu, deci toate chesturile așa mi le-a dat, numai așa mi-a dat. 12 gold și câteva cărți pe niște caractere. 3 gemuri. Nu vreau așa, am 26 de gemuri, nice. 30, 7, 10. Pot să-l agadez pe Daryl, ceea ce e bine. Ha, mă! Ok, așteptăm. Bă, dar numai așa am dă, dar dă-te naiba și pe tine cu... Ok, am pus să agadez 2 brawler. Și uitați-l pe Frank aici nou. Ok, am și o prima epică. Încă 3 gemuri. Stai, mai am oferta aia pe shop cu 49 de... nu. Nu mai am. Puncte pe Crow, nice. Deschide mai repede că văd că avem cam mult ghinion. 25 pe Shelly. Pe Shelly la level 27. Hai, frate, hai. Deschide mai ușor pentru că se termină. Mai avem 16, hai. Bă, dar numai 17 în pică, cât ghinion. Bă, deci nu mai suport, frate, am prea mult ghinion. Ok, hai să ne calmăm și să încercăm să... Hai, 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 domne, hai, hai, hai. Uite și tu, uitați-vă și voi la ghinionul ăsta meu. Bă, putem să-l agadăm și pe primul, dar...
Cred că deja mi-a picat un brawler epic. Șansele oricum erau mici. 5 gemuri. Șansele oricum erau mici și îmi imaginam să... Păi dacă îmi pică un brawler să nu mai am... Dar oricum uitați-vă și vă că ghinion, fraților. 3 etichete, ok. Putem, o să mai deschidem niște chesturi, adică nu o să fie asta, o să mai deschidem pentru că facem la eventul ăla. Ai, 3 gemuri. Avem 37 de gemuri, super nice. Ha, mă, așa. 16, bă, deci nu te cred. Bă, deci nu te cred. Da, deci am deschis repede pentru că, după cum vedeți, îmi pică numai 16... Bun. Și hai să upgradez noi acești brawler, deși nu o să upgradez pe Nita. O să upgradez în primul rând pe Frank. Bun. O să upgradez și pe Derry, pentru că este o carte foarte bună. Și Mega Box-ul. Bă, am avut noroc la Epic aia, dar acum, deci aveam, bă, nici măcar o super rară, vă gândiți că nici măcar, mi-a picat Epic, bravo mie, dar nici măcar o super rară și rarele are foarte mult șansă la 100 să spice. Deci hai să deschidem și noi acest chest. Dacă sunt 6 cărți, ne pică Brawler, dacă sunt 5 cărți, ne pică, așa că 5 cărți, nu ne-a picat Brawler. Da, ghinion, ce să zic. Lasă-mă și cu tine, Vivi. Foarte mult ghinion, extra mult ghinion, deci am avut ghinion extrem de mare. Da, bă, ne-a picat măcar un brawler epic. Adică ne-a picat ceva. Adică nu poți să spui, bă, nu ți-a picat nimic, ai făcut totul degeaba. Eu totuși vreau să-mi pice, nu știu, Ricochet, Pam, Tara sau Spike sau Leon. Nu știu. Dar se pare că nu ne-a mers. Avem 17 etichete, bă, fratele. 17 etichete. Aoleu, ce facem cu etichete? Avem și pe Dynamax de level 6. Deci, uitați-vă și voi. Vreau un brawler nou. Vă spun și de ce. Pentru că, uitați-vă și voi aici. Toți brawlerii mei sunt de 16, 13, 15, 16, 13, 14, 14, 13, 16, 15, 15, 14. Deci, toți așa sunt. Și am vrut și mai mulți brawler noi ca să pot să mai... Pot să fac și trofee mult mai easy, dar se pare că pot să fac cu ăsta trofee ușoare deocamdată. Hai că avem aici Master, o să ne luăm pe... O să ne luăm noul Brawler. Hai, deci am făcut 7 minute, o să pun pauză și o să fac câteva cufere. Nu jucăm un match normal și o să pun pauză și să fac câteva cufere și o să le deschidem și pe alea. Nu cred că o să am eu mare noroc, dar vom vedea. Știu că pentru fiecare... Ok, deci... Hai. Ok, îmi place că dă damage mult. Asta așa că trebuie să... Am murit, pentru că... Na, trebuia să-mi iau un brawler care pot să iau de la depărtare ca să pot să... îl luăm mai ușor, știți? Asta era și ideea. What? Ah, lol, deci din ce în ce crești în rank, cu atât e mai greu să îl iei. Îl ia FK, ce naiba? Bă, boss, îl ia FK, deci... Bun. Ia mă, hai. Blocaj. Vreau să fug. Fac. Dar de ce mă bat eu singur și voi nu faceți nimic? Asemenea că l-am murit, mă. Fuck, ok, suntem destul de rip. Cum mă, challenge normal? Ce, cum adică poți să zici că ăsta e normal? Trageți-mă în el! Tații, nu lăsați! I-am dat damage. Ma, a murit, să mor tu! Bun, hai mă, că se poate. Dar dă cu dastea și tații, faci și vă cât de greu este. Ce extrem de greu. Și dacă murim toți, mi se pare că dacă murim toți, toți dintre noi mor. Boss in angry, ești angry. Da, să fii tu, al dracu. Fugi. M-a spunat pe mine aici. Nu. M-a atins, nu cred. Bă, dar sunt singur aici.
Dar ăla nu face decât să stai acolo și să dea cu ăla. Mamă, ce ăsta e singur care a rămas. Hai, boss, fugi, fugi, fugi. Dar dă-i, 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 nu lăsa. Hai, fugi. Aaa, fugi. Ok, hai că a mers. Acum ce pot să fac decât să fug? Hai că îi las și pe băie să facă acolo. Mama, cât îl stăm să-l facem. V-ați făcut o chestie, că dacă merge, dacă e chestia asta aici, cred că v-ați făcut o chestie urgentă, deci dacă e chestia asta aici, nu e, că mă gândeam, știți voi, bagul ăla, știți că știți voi ce vreau să fac, să mă bag. Apare, merge. Dar poate să... Oh, ce a dat-o. Ajută-mă, mă, nebunul. Ok, mamă, este în varză, nu putem să-i dăm. Ok, o să pun pauză până termin aici, că o să dureze ceva timp. Tot așa. Ok, am pierdut, nu avem ce să fac, era chiar imposibil. Da, și cred că o să jucăm cu Frank, nu știu cu ce carte să jucăm ca să putem să... Îl luăm pe ăla, pentru că e foarte puternic, nu prea ești să-i faci. O să jucăm cu Crow, o să jucăm cu... Nu știu, o să jucăm cu Colt. Hai. Hai că pun pauză și revenim după fiecare. Bă, am încercat 3 meciuri cu 3 brawl diferiți. Nu pot să-l bas pe ăsta, e atât de dificil. Deci am ales 3 brawl diferiți pe Colt, pe... Cioara și pe Frank. Deci niciuna nu a reușit să facem nimic. Nu ai cum să reușești să facem ceva. Nu știu, și ca să încercăm pe Dynamite, nu știu, dacă nici cu ăsta nu reușim, nici nu cred că o să reușim, prea nu ai cum să-l bați. Trebuie să-i dai foarte mult damage acum la început, când nu e furios și după, dar nici așa e foarte greu. Cu ăsta doar stai și tragi, știi, n-a să-și ideea. Îi dai acolo damage frumos. Nu, trebuie să dai foarte mult damage acum la început, când nu e furios și de-abia faci ceva. Și după o să fie ușor. Shit! Nu! Ok, nice. Iar că am dat aproape 90, i-am dat 90, nice. Și deci cu rachetele astea care mă enervează la culme, e că după ce că trebuie să fugi de căcații ai lui mici, mai trebuie să și fugi de rachetele astea ale lui și atât de, e foarte enervant. Foarte greu. Ok, hai. Deci, hai că luăm, hai. Dă-i. Ok, am dat 84 până acum. Cred că am dat până acum tot de merge aproape. Ok, trebuie Frank ăla să-și dea ultimata. Ho. Ușor, man. Ești roșu la față. Man. E foarte greu. Hai mă, Frank, dă-ți ultima dată să dăm fraierului. Mamă, 76 și măcar nu s-am furat, e bine rău. Hai, dați-i mă, hai. Hai mă, că-l rupem, boss-i sing, gata, acum începe nebunia. Adică, am filmat meciul ăsta full, ca să vedeți și voi cât de greu și imposibil este să-l înfrângi pe ăsta. E extrem de greu, nu am cum să fac chestia asta. Hai că se poate. Îl iau pe ea foarte repede și de-aia l-am ales pe ăsta. Am murit. Ok, acum boșii mei trebuie să fugă. Bun. Am înțeles, fugi, boss. Orice trebuie să faci, trebuie să fugi. Dacă ăsta fuge și rămânem în viață toți, e bine. Deci nu cred că uite și tu că sunt mari și că sunt pe ei. Bă, unde m-ai băgat? Bă, dar nu mai... Bă, adică vedeți și voi, frate, cât de greu este să înfrângi pe ăsta, pe boss-ul ăsta, nenorocitul ăsta. Zic că mi-a să dai ca să-l pui tu să fugi, nu i-ar fi mult mai inteligent. Mamă, oh my god, mamă, deci trebuie să vă știu cât de greu e. Deci nu știu cine a bătut, e prea șmecher. Cine a bătut, e prea șmecher sau, încă o variantă, are echipă prea bună, că eu altfel nu mi-explic.
Aha, hai că am plecat de la boss. Trebuie să mergi prin gardul ăsta aici pentru că îți poate da damage foarte easy. Bun, hai că sunt safe. Da damage-ul ăsta așa ușurel, dar trebuie să vă știu cum vine pe mine. What? Oh my god, cât am... Mamă, deci cum am scăpat. Deci tot asta am făcut ca să vedeți și voi. Cât de greu e căcatul ăsta de challenge. Era mai ușor celelalte, făceai mult mai multe de astea, dar acum e foarte greu. Și mai e și enervant, adică dați-vă și cât de enervant e. Să mă ajute cineva. Ajutor. Dă-i, mă! Ok, cât te-am ajutat pe ăla. Murea, stau asta. Am murit amândoi, deci uitați-vă și voi cât de greu e. Nu o să mai încerc, pentru că încerc degeaba. Măcar am făcut un chest, deci nu știu. E dificil, rău, n-ai cum să faci. Nu ai cum, deci nu ai cum. Deci nu ai cum. Nu există, decât trebuie să ai prea mare level la Brawler. Și, na, nu explic altfel. Bun, hai că am făcut și noi încă un chest. Mamă, cât gol mi-a dat. Dacă îmi dea și mie ceva mai bun. Ok, deci cam asta a fost episodul. Nu uitați să apăsați butonul de like, să dați și un subscribe și să vă plăcut. Eu am fost Sara și ne vedem la următorul clip.